Putem spune cu certitudine că pe contul bancar al lui Cristiano Ronaldo sunt extrem de mulți bani. Trebuie să ai o fantezie bogată pentru a inventa unde i-ai putea cheltui. Steaua portugheză a fotbalului, a cărui nume de plin este Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, este considerat unul dintre cei mai respectați jucători ai lumii. Și chiar dacă el nu este cel mai bine plătit sportiv, el la sigur câștigă sume astronomice, iar pe ce le cheltuie veți afla chiar acum. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Biografia. Să o luăm de la început. Nu toți cunosc că copilăria lui Cristiano nu a fost fericită și nici bogată. Cristiano este al patrulea copil în familie după fratele mai mare și două surori. Al doilea nume dat lui Cristiano îi aparține de la naștere, Ronaldo, un nume destul de rar pentru Portugalia. În copilărie, echipa lui preferată era Benfica. La vârsta de 8 ani, el juca pentru o echipă amatoare, Andorinha, unde lucra tatăl său, după care el a semnat un contract cu echipa locală Național, după care a trecut în clubul Lisabonean Sporting. La vârsta de 15 ani i-a fost diagnosticată insuficiența cardiacă. S-ar părea că calea spre sportul profesionist a fost închisă pentru totdeauna, însă deja la vârsta de 18 ani, Ronaldo a semnat primul său contract mare cu clubul britanic de fotbal Manchester United. Însă chiar și atunci era greu de imaginat că acest jucător va reuși să cucerească 28 de premii, 5 dintre care în Premier League. Cristiano este deținătorul Aghetei de Aur din 2008, 2011, 2014 și 15. În anul 2008, el a fost recunoscut ca cel mai bun fotbalist al anului în fotbalul cluburilor europene, conform versiunii UEFA. Cel mai bun jucător al Ligii Campionilor a primit mingea de aur ca cel mai bun fotbalist al Europei și premiul jucătorului anului FIFA, ca cel mai bun jucător din lume. Ronaldo este de 5 ori câștigător a celui mai prestigios premiu mondial, Balonul de Aur. Timp de cariera sa profesionistă a marcat în jur de 700 de goluri. Costul aproximativ al lui Cristiano ca jucător este de 60 de milioane de euro, dar asta e doar din cauza că se încheie cariera sa. În anul 2009 a devenit cel mai scump jucător din lume după ce a trecut de la Manchester United la Real Madrid pentru 94 de milioane de euro. Pentru acel timp era o sumă enormă. Portughezul a rămas cel mai scump jucător din lume până în anul 2013, până când recordul său nu a fost doborât de galezul Gareth Bale, care, apropo, la fel a trecut la Real. Iar acum, haideți să trecem la venituri și cheltuieli. Publicitate. În iunie 2018 au apărut informații precum că salariul anual al lui Ronaldo constituia la acel moment aproximativ 108 milioane de dolari, dintre care 61 de milioane a primit ca salariul jucătorului. Restul banilor au venit de la sponsor și participarea la diverse campanii de publicitate. Ronaldo este popular nu doar printre fanii fotbalului, el este și un star în media. Ronaldo este recordman pe Instagram, unde ocupă locul 1 în ceea ce ține de numărul de follower. La momentul creării video lui, Cristiano avea 240 de milioane de urmăritori. Agențiile de publicitate colaborează activ cu jucătorul, nu doar pentru a demonstra produsul lor publicului larg, dar și datorită faptului că îl va face popular maselor. De aceea, pentru o postare sponsorizată pe Instagram, Ronaldo va încasa în jur de 400.000 de dolari. De-a lungul carierei sale, Ronaldo a reușit să colaboreze cu circa 30 de branduri renumite. Cel mai respectabil contract se consideră cu compania Nike, care anual îi achită sportivului câte 24 de milioane de dolari. La fel, fotbalistul s-a filmat în publicitate la KFC din 2013 până în 2016. Pentru asta a primit 750.000 de dolari pe an. Printre aceste contracte a fost și unul cu o companie care produce sticle de protecție pentru telefoane. Pentru aceasta el a primit câte jumătate de milion de dolari anual. În lumea modei, Cristiano a promovat renumitul brand Emporio Armani în calitate de fața colecției lingeriei intime și blugilor în anul 2010. De la Armani, el a încasat anual câte 1 milion de dolari. Una dintre cele mai uimitoare colaborări în portofoliul de publicitate al lui Cristiano este colaborarea cu compania siderurgică egipteană. Fanii nici de cum nu s-au așteptat să-și vadă idolul pe fundalul piramidelor, după care în uniforma unui angajat care vorbește despre reciclarea ecologică a metalelor. S-a primit un pic ciudat, însă când ai atâția bani cât are Ronaldo, pe cine interesează de unde va veni următorul transfer bancar? Cristiano încearcă să găsească modalități de a câștiga bani în plus. Pe lângă publicitate, Ronaldo a lansat propria colecție de haine. Nu cunoaștem cât de implicat este în designul hainelor, dar calculele sunt corecte. Tot ce poartă Ronaldo doresc să poarte și fanii lui. Acum când cunoaștem cum anume Cristiano își câștigă banii, haideți să analizăm și lista de cheltuieli.
Reședințe. Dacă fotbalistul portughez este asaltat de atenția sporită a jurnaliștilor, de aceea el poate oricând să evadeze la vila sa magnifică din Madrid. Casa l-a costat în jur de 6 milioane de dolari. O mulțime din camerele din casă sunt decorate cu portretele lui Cristiano, iar în complex sunt incluse și două piscine și o zonă spațioasă împrejmuită. Dar în casa lui Cristiano din Madrid există și ceva ciudat. Dacă ați fost vreodată în Muzeul Figurilor de Ceară, probabil ați văzut copia lui Ronaldo în varianta perfectă. Astfel, fotbalistului atât de mult i-a plăcut figura de ceară încât el a decis să-și comande acasă una. Desigur că o asemenea lucrare costă mult, însă pe Cristiano nu l-a speriat prețul de 25.000 de dolari. Mai mult de atât, versiunea finală a fost aprobată de el, iar modificările au fost introduse de frizerul personal. Ați auzit bine, cât de mult nu ar prețui Ronaldo maestria artiștilor ce creează figurile, coafura copiei sale a putut-o încredința doar frizerului său personal. Automobile. Lui Cristiano nu-i pare rău să cheltuie sume mari pentru procurarea automobilelor. El are în colecția sa 20 de mașini de lux. Dacă e să estimăm costul lor total, atunci e în jur de 5 milioane de dolari. Cel mai scump automobil din colecția sa este Bugatti Veyron. Costul său este de 1,7 milioane de dolari. Puțin dintre oamenii obișnuiți ar risca să facă un cerc cu un asemenea automobil. Încă un supercar din colecția lui Ronaldo este Lamborghini Aventador, care costă 300.000 de dolari. La fel, în colecția sa se mai găsește și Bentley GT Speed de 220.000 de dolari, Aston Martin DB9 de 200.000 de dolari, la fel Ferrari 599 GTO de 350.000 de dolari. Restul mașinilor din colecție nu cedează în fața celor pe care le-am menționat anterior. Mulți se vor întreba, de ce fotbalistul are nevoie de atâtea automobile, dacă majoritatea timpului îl petrece pe teren sau în deplasări? Însă pe de altă parte, de ce nu? Când asemenea achiziții nu îi afectează bugetul. Vacanțe. Desigur că Ronaldo zboară cu propriul său avion nu doar la meciurile de fotbal, dar și în vacanță. În anul 2018, Cristiano și-a petrecut vacanța în Grecia cu prietena sa și cei 4 copii. Pentru următoarea vacanță a închiriat o vilă de lux în stațiunea Costa Navarino, care 24 din 24 era deservită de un majordom personal. Conform zvonurilor, Ronaldo a fost atât de încântat de deservire încât a lăsat un bacșiș considerabil. Cum credeți? Cât a lăsat? 22.000 de dolari. O fericire mare pentru angajații hotelului, care răspundeau de confortul vedetei și aveau grijă ca niciun paparazzi să nu intre în hotel. Avion. Automobilele nu sunt unica sursă de deplasare a lui Ronaldo. El este și proprietarul celui mai scump avion individual printre jucătorii de fotbal, Gulfstream G650, care costă 50 de milioane de lire sterline. Poate transporta până la 2950 de kilograme, poate găzdui 18 persoane și dezvoltă o viteză de până la 982 de kilometri la oră. Desigur că au fost plasate și inițialele jucătorului din toate părțile avionului. Haine. Ca și multe celebrități, Ronaldo acordă o atenție sporită aspectului său. El are un număr enorm de costume care sunt cusute la comandă conform figurii sale. Deseori Cristiano apare în public în lucruri de la Armani, dar nici nu uită și de alte mărci renumite. Chiar și cei mai coroziți jurnaliști nu își vor putea aminti de vreun caz când jucătorul a fost îmbrăcat fără gust și bineînțeles ce poate completa mai bine costumele elegante decât ceasuri scumpe și frumoase. Deseori Cristiano apare în public sclipind cu cristalele sale. Ceasul exclusiv de la Jack Bank, costul căruia este estimat la 2,3 milioane de dolari. După o astfel de listă de cheltuieli, se creează impresia că Ronaldo nu va regreta banii cheltuiți pentru o viață luxoasă. Este adevărat, dar asta nu e tot. Unde oare își mai cheltuie banii? Business. În Monte Carlo, Cristiano a cumpărat cu 140 de milioane de euro o parte din proprietățile imobiliare a unei companii care îi aparține lui Donald Trump. Acum fotbalistul renumit se poate mândri cu sine, el a făcut o achiziție de succes. Apartamentele hotelului său se consideră cu adevărat profesionale, însă aici Cristiano nu s-a oprit. Conform unor date, portughezul intenționează să investească într-un nou proiect, și anume într-un lanț hotelier CR7, pentru realizarea căruia deja a cheltuit 37 de milioane de euro, până când din noua rețea fac parte doar două hotele. Cristiano va lansa proiectul împreună cu o companie spaniolă-portugheză, Pestana.
caritate. Este plăcut să auzim că o parte mare din venituri Cristiano le transferă pentru caritate. Astfel, el cu banii săi a construit un spital pentru copii în Santiago și Chile, iar în 2017 a vândut la licitație copia unuia din premiile sale renumite Balonul de Aur 2013 cu $700.000. Toți banii câștigați, jucătorul i-a transferat fondului Puneți o dorință și asta nu e tot. În 2016, el a transferat o sumă colosală pentru hrană și medicină copiilor care au suferit din cauza conflictului armat în Siria. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii cine e mai bun jucător, Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă lime!